două declarații care efectiv se bat cap în cap despre ce s-a întâmplat în fața spitalului din Urziceni, acolo unde o femeie a născut pe trotuar. Tot ce ne-a spus ieri în direct la Euronews România managerul spitalului, este vorba de doamna Daniela Elena Ianuș, este acum contrazis de mama pacientei. Nici vorbă de protocol, spune aceasta. Rudele acuză angajații din spital că au fost goniți din interior. Iar apoi am văzut cu toții acele imagini demne de evul mediu, o femeie născând pe trotuarul din fața unui spital din România anului 2023. Discutăm despre toate acestea cu invitații mei de la această oră. În studio este doamna Oana Gheorghiu, membru fondator al Asociației Dăruiește Viață. Bună seara, mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună seara. De asemenea, în legătură directă cu noi este și doamna Maria Elena Radu, este consilier local USR la Urziceni. Dar doamna Maria Elena Radu este și fostă asistentă. Ați muncit, doamna Radu, în acest spital acum 2 ani. Am plecat acum 4 ani. Acum 4 ani. Bun. Ați plecat acum 4 ani, dar doamna manager este în funcție de 6 ani. Deci ați lucrat nemijlocit sub conducerea dânsei. Cum era atmosfera din acest spital? Cum era condus spitalul? Atmosfera este una încordată. Și era una încordată. Se făceau presiuni pe personal. Nu-ți puteai desfășura activitatea de cadru medical, că trebuia să dai niște explicații aberante. Dați-mi un exemplu ca să înțeleg. Păi, de exemplu, ce exemplu să vă dau? Dacă, de ce ai primit-o în spital? Sau de ce ai ținut-o pe secție? Că nu ai voie să naști? Sau de ce, că n-ai, de ce nu, de ce, sta, de ce ai dat pe Facebook like sau vreo impresie despre munca ta, despre... Eu aduceam copii pe lume, îmi plăcea să fac lucrul ăsta și împărtășeam cu oamenii experiența asta. Voiam să-i atrag, să vină și să nască și la spitalul Urziceni. Dar explicați-mi un lucru. Doamna Radu, dumneavoastră erați asistentă chiar la secția neonatologie sau secția ginecologie a spitalului? La secția de obstetrică ginecologie, pe maternitate. Câte paturi erau acolo? Sau sunt? Acum, la ora aceasta, sunt 23 de paturi. Pe secția de ginecologie. Există numai secție de ginecologie. Nu mai există secție de maternitate și de nou-născuți, departament de nou-născuți. Dumneavoastră ați spus un lucru și vreau să-l precizăm, pentru că este foarte important. Ați spus că vi se reproșa de ce ați primit anumite paciente în secție. Au mai fost situații de genul acesta când paciente care urmau să nască au fost alungate din spital? Erau anumite protocoale inițiate de-a lungul timpului și care spuneau că primești, în ultimul timp vorbesc despre ce protocoalele din ultimul timp, că nu puteam să mai ținem gravidă în travaliu decât în expulzie sau în completă, în dilatație completă, pentru că ei au considerat că moașele de la acel spital, după ce adusese pe lume o viață, adusese copii, mii de copii, nu mai aveau competența să conducă un travaliu. Dumneavoastră ați plecat din spital din vreun motiv oarecare legat de această situație? Eu am plecat din spital, secția s-a desființat într-adevăr de maternitate, dar cadrele medicale care lucrau acolo au fost redistribuite pe secția de ginecologie. Colegele mele, celelalte moașe, s-au pensionat, că erau în... Mi s-a dat această posibilitate să ne mutăm sau... Da. Întrebarea este de ce ați plecat? De ce ați plecat? Care a fost motivul pentru care ați plecat din spital? Eu am plecat pentru că am avut posibilitate, am avut curaj, am avut cu ce și nu în ultimul rând nu am vrut să fiu părtașă la distrugerea și am anticipat
că se vor produce niște nenorociri. Vreau să-mi spuneți în felul următor acum. Am văzut declarația doamnei manager al spitalului care susține că femeia nu a vrut să stea în spital, să aștepte acolo ambulanța, și vedem declarația mamei care susține că au fost efectiv goniți din spital. Noi pe cine să credem? Este o anchetă internă. Pacienții pot spune multe. Dreptatea este undeva la mijloc, adevărul este undeva la mijloc, dar faptul că s-a produs acest eveniment nefericit pentru mamă, pentru copii sau fericit, cum vreți, pe trotuarul din fața spitalului și niciun cadru medical din spitalul ăla, cât este de mare, nu a ieșit măcar să vadă din curiozitate, din omenie, din ce vreți, nu a ieșit nimeni. Eu nu am văzut pe nimeni ieșind să acorde sau măcar să ajute colegii de la ambulanță, care toți s-au implicat. Dacă ați fi dumneavoastră asistenta din acea seară, care ar fi trebuit să fie protocolul aplicat pentru această situație? Eu nu știu cazul. Nu știu ce s-a întâmplat, eu nu știu ancheta internă din spital, nu știu dacă pacienta a fost consultată. Pacienta trebuie consultată. Când vine la camera de gardă, un pacient trebuie evaluat de medicul de gardă, de asistenta și de medicul de gardă. Da, acesta este protocolul. Ei bine, este acest simplu. Am încercat să aflu un răspuns. Atenție omului. Da. Am încercat să aflu un răspuns de la manager, dar și de la primar. Nu am reușit să ne dăm seama dacă a fost sau nu consultat, dacă s-a făcut acel examen sumar al pacientei. Vreau să vă întreb, pentru că acum dumneavoastră vorbiți și în altă calitate de consilier municipal la Urziceni, explicați-mi, astăzi ați avut o ședință extraordinară în care ați discutat posibila demitere a doamnei manager. Explicați-mi de ce nu ați reușit să o demiteți. Consiliul local nu poate iniția propunerea de demitere a managerului spitalului. Managerul spitalului Urziceni și-a obținut acest post prin concurs. Concurs organizat de minister. Nu are această putere Consiliul local legislativ să demită un manager de spital. În schimb, am luat poziție, în schimb am cerut primarului și celor îndreptățiți să facă acest lucru. Doamna Radu, cine poate să... Da. Ministerul i-a cerut demisia doamnei manager. Doamna manager a zis că nu pleacă din funcție. Cine în România poate să demită managerul spitalului din Urziceni? Managerul spitalului din Urziceni poate fi demis în urma unei anchete de către primar și anchetă în cadrul Consiliului de Administrație, dar există o procedură și dacă nu e demis conform procedurilor, se adresează în instanță. Știți foarte bine că aceste procese sunt câștigate de cele mai multe ori. Și vrem să evităm această situație, că e de dorit să evităm această situație, pentru că legea spune că va trebui să o repunem în funcție și să-i plătim și salariile compensatorii. Am înțeles. Care este relația, pentru că s-a vorbit despre faptul că domnul primar este de la PNL sau a fost de la PNL și doamna manager a fost de la PNL, iată că de astăzi nu mai este. Care este relația dincolo de această legătură politică între primar și doamna manager? Fiind colegi de partid de atât de multă vreme, bănuiesc că este o legătură. De rudenie, nu atâta, știți, că s-a vorbit atâta, în presă nu, și despre... Nu știu, nu am cunoștințe, nu am informații despre... Da. Nu. Vă rog să rămâneți alături de noi, aș vrea să o întreb pe doamna Gheorghiu. Cum vi se pare această situație? Care ar fi comentariul pe care ați putea să-l faceți dumneavoastră? Ați văzut care este situația la Urziceni și faptul că în acest moment nimeni nu poate să demită un manager de spital, deși ministrul sănătății i-a cerut direct demisia.
Situația este revoltătoare, dar dincolo de revolta mea ca om, este revoltător că există astfel de medici și astfel de cadre medicale. Și din păcate ele există și nu fac deloc cinste celorlalți medici care își fac treaba în țara asta. Doamna manager ar fi trebuit să-și depună imediat demisia asta, pentru că în mod evident conduce o instituție care nu are... nu se poartă cu pacienții așa cum ar trebui să se poartă. Eu nu cred că acea femeie, care cu siguranță simțea că naște, pleca singură prin curte că voia să se plimbe, și nu cred că un om ar fi refuzat să stea într-un spital chiar și fără un medic ginecolog, dar având în jur niște cadre medicale care cu siguranță pot să acorde asistență medicală. Este revoltător că există, că această doamnă este manager de spital și că dă vina pe pacientă. Iar este într-adevăr de neadmis. Știu că doamna consilieră are dreptate, într-adevăr primarul poate să demită, pentru că este un spital care e în subordinea primăriei Urziceni și într-adevăr trebuie să se facă o anchetă, dar pe mine mă revoltă tupeul acestei doamne, pentru că nu este vorba decât despre tupeu. Indiferent dacă, și înțeleg că a mai fost un caz în Urziceni cu un pacient care a murit acasă trimis din spital, dacă această doamnă nu simte nicio apăsare, e foarte grav. Și cred că a devenit, cumva vedem că a crescut gradul ăsta de dezumanizare în rândul unor oameni care ar trebui să fie primii care au grijă de ceilalți. Ați spus că administrația spitalului dă vina pe pacient. Da. Ce vă face să credeți că se întâmplă asta? Păi am văzut-o pe doamna care a spus că pacienta a refuzat să vină. Adică pacienta e de vină. Pacienta a vrut să nască pe trotuar, singură, fără asistența cadrelor medicale din spital. Adică pacienta e cea care, iată, a adus spitalul într-o asemenea rușine. Mm-hmm. Nu cadrele medicale. Deci dumneavoastră susțineți și credeți că decizia este acum la domnul primar în ceea ce privește soarta conducerea acestui spital? Eu mă întreb de ce cetățenii din Urziceni nu sunt astăzi, în seara asta, în stradă, în fața primăriei sau în fața spitalului. Pentru că oamenii ăștia, ceea ce a pățit această femeie, poate să pățească oricine din Urziceni. Și mi se pare că societatea ar trebui să se trezească un pic și să fie puțin mai exigentă cu primarul și cu cadrele medicale din acel spital și cu această doamnă manager. Pentru că e un lucru pe care îl trecem cu vederea, ni se pare că e despre alții, dar e despre fiecare dintre noi. Și într-o zi copilul nostru poate să ajungă într-o astfel de situație sau noi înșine. Da, nu... Văd că nu putem să avem așteptări de la primar, nici de la doamna manager, ar trebui să avem așteptări de la cetățeni. Și cetățenii acelui oraș, 10, 50, 100, ar fi trebuit să fie astăzi în stradă. Pentru că un om a fost lăsat fără asistență medicală în curtea unui spital. Și lucrul ăsta este revoltător. Ne revoltăm că vedem bătrâni în azile și, într-adevăr, este revoltător, dar cu atât mai mult să ne revolte și faptul că niște oameni sunt lăsați fără asistență în curtea spitalului. Da. Doamna Radu, este revoltată lumea din Urziceni când a aflat ce s-a întâmplat? Cu adevărat, este nemulțumită de ce s-a întâmplat în fața spitalului? Da, sigur, sigur, sigur. Am multe semnale de la oameni. Vă dați seama, cum să nu fii revoltat? Da. Cum să nu fii înmărmurit la un așa eveniment? Dar nimeni nu a organizat niciun protest, așa cum zicea doamna Gheorghiu aici. Nu. Bun. Ce vreau să vă întreb este, domnul primar nu a fost astăzi la ședința Consiliului Municipal. De ce? Știți unde se află? Ce face? Nu știu. Ar fi trebuit din tot sufletul să fie și domnul primar, și doamna manager, și domnul director medical. Eu nu înțeleg unde este directorul medical al acestui spital. Nu mi-a răspuns nimeni. Unde este directorul? Cine este directorul medical al acestui spital? Este un caz din gospodăria lui. El răspunde de cadrele medicale ale acestui spital. Ați încercat să mergeți acolo, medicale, să-l sunați pe domnul director medical? Eu nici măcar nu știu cine este director medical la ora aceasta.
dacă mă întrebați. Da. Aș vrea în continuare să discutăm cu domnul Ceaba Staloș, este șeful Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Bună seara, mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună seara dumneavoastră, invitaților dumneavoastră și telespectatorilor. Domnule președinte, domnul primar din Urziceni a intrat în atenția CNCD cu o declarație. Ce anume a spus și ce a fost în neregulă cu această declarație? Bun, acum noi, colegii mei, au inițiat o autosesizare pentru că procedural oricare din cei 11 membri ai colegii director individual poate să inițieze o procedură de autosesizare și la această fază noi discutăm doar de posibile fapte de discriminare și analizăm două aspecte. În primul rând, refuzul sau, mă rog, ceea ce s-a întâmplat la spital cu femeia însărcinată și declarațiile primarului din Urziceni. În primul caz, analizăm o posibilă faptă de discriminare pe criteriu de apartenență etnică, respectiv disabilitate. Și în acest caz suntem obligați să așteptăm finalizarea anchetei de către poliție, întrucât dacă poliția reține acest fapt ca fiind de natură penală, adică implică răspunderea penală, atunci noi pe acest element vom închide autosesizarea noastră, pentru că nu avem competență pe cazuri penale. În măsura în care nu, atunci vom analiza sub aspectul unei răspunderi contravenționale. În ce privește declarațiile primarului, acolo eu nu pot să mă antepronunț, le analizăm sub aspectul unei posibile fapte discriminare ce ține de un discurs care creează atmosferă ostilă, degradantă, umilitoare la adresa unei persoane pe considerentul de, repet, apartenență etnică, respectiv disabilitate. Și ne puteți spune ce riscă primarul în această situație sau ce riscă medicii din spital? În măsura în care ajungem la concluzia că s-au săvârșit fapte de discriminare, amenda minimă pornește de la 1.000 de lei și maximă poate fi de 30.000 de lei în ambele situații, atât față de presupusa faptă pe care o analizăm prin refuzul acordării serviciilor medicale pe considerentele pe care vi le-am expus, respectiv și în cazul declarației primarului din Urziceni. Cine plătește aceste amenzi? Plătește primăria și spitalul sau plătesc primarul, medicii, asistentele implicate? În primul caz analizăm răspunderea atât a spitalului și trebuie să analizăm dacă are personalitate juridică sau nu, cât și a persoanelor fizice care au gestionat acest caz la momentul respectiv și fiecare răspunde în parte. În cazul primarului, primarul răspunde, ca să spun așa, să citez, pe persoană fizică, adică în nume personal. Da. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. A fost președintele CNCD alături de noi la Euronews România. Aș vrea să îl includ în discuție și pe profesorul universitar dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România. Bună seara, dacă ne auziți! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să vă întreb în felul următor. Am văzut deja ministerul cere demisia. Ce ar trebui să facă managerul acestui spital în momentul în care foarte multă lume îi cere demisia, inclusiv oficial ministrul sănătății? Mi-e foarte greu să vă răspund eu la această întrebare. Probabil un gest de onoare ar trebui să fie făcut. O demisie de onoare ar trebui să existe, dar nu asta este problema mea. Nu eu trebuie să dau sfaturi în această direcție. Noi ar trebui să analizăm cum s-a putut întâmpla un asemenea fapt. De ce organizația, de ce spitalul respectiv a permis acest lucru? Și cred că dacă am face acest lucru, am putea să evităm pe viitor repetarea unor astfel de greșeli.
Din păcate, nu este primul caz. Am mai avut și acum câteva luni un caz la Mangalia, un caz similar, în care într-un spital nu exista linie de gardă corespunzătoare și a dictat un final nefericit. Deci nu mai trebuie să permitem ca aceste lucruri să se întâmple. Cumva trebuie să existe niște măsuri la nivel de sistem ca acele spitale care nu își îndeplinesc menirea, adică să ofere servicii de calitate, servicii medicale de calitate, acele spitale cumva să fie transformate în alte tipuri de unități sanitare, în spitalizări de zi sau o altă formă de funcționare. Pentru că oamenii se uită pe site-ul spitalului și văd acolo că spitalul este frumos, este vopsit, are echipamente noi poate și acolo spun că oferă servicii de spitalizare continuă, ceea ce din păcate am văzut că nu este adevărat. Deci acest lucru nu trebuie să se mai întâmple, trebuie să creăm cumva mecanismele ca un manager, chiar dacă în cazul acesta pe simt managerul n-am rezolvat absolut nimic, pentru că sunt absolut convins că situația se va repeta. Deci noi trebuie să rezolvăm problema sistemică. Da. Doamna Gheorghiu, cum am putea să rezolvăm situația? Dumneavoastră construiți un spital din fonduri care vin din donații și construiți și un sistem de la zero. Vă implicați și în managementul acestui viitor spital care deja a prins contur și este aproape gata. Cum se poate rezolva o asemenea situație? Pentru că ați văzut președintele Colegiului Medicilor din România spune că problema nu se rezolvă printr-o demisie, situația ar putea persista. E o problemă sistemică. Trebuie să precizez că nu ne implicăm neapărat în managementul spitalului pentru că legislația nu ne permite. Noi ne dorim acest lucru și avem niște discuții cu Ministerul Sănătății, dar este un alt subiect. În ceea ce privește situația spitalelor și mai ales a spitalelor din țară, din provincie, este foarte serioasă și foarte gravă și chiar avem discuții cu spitalele din București și spitalele din marile centre care sunt asaltate de pacienți trimiși din aceste spitale, care adesea funcționează doar pentru că există acolo, au medici, câțiva medici, dar nu suficienți astfel încât să facă și procedurile medicale esențiale, să zic așa, și, restul, și pacienții sunt de obicei trimiși în centre universitare. E nevoie de o asumare foarte serioasă politică, la nivel politic, ceea ce nu s-a întâmplat în România ultimilor 33 de ani. Am avut o grămadă de miniștri, cred că ministrul Rafila este unul dintre cei mai longevivi și poate cine știe, reușește să convingă partidul și coaliția din care face parte să facă într-adevăr o strategie la nivel național în ceea ce privește sistemul de sănătate. Avem nevoie de un audit, dar un audit serios în care să ne uităm obiectiv la spitale care sunt funcționale, ce trebuie într-adevăr să păstrăm, ce trebuie să închidem, pentru că da, va trebui să închidem spitale și nu vă supărați. Decât să avem un spital ca Urziceni în care o femeie naște pe trotuar și un pacient moare acasă, mai bine îl închidem și oamenii știu că nu au ce să caute acolo. Și atunci avem o organizare și avem niște protocoale și știm care sunt spitalele care funcționează și care asigură servicii medicale serioase. Și vă spun că e o risipă extraordinară de bani. Cred că știți că bugetul, sau cred că am discutat despre faptul că bugetul spitalului din Urziceni e undeva la 6 milioane de euro. Haideți să facem o analiză, să ne uităm ce oferă acest spital de 6 milioane de euro. Asigură servicii medicale? Sunt mulți bani? Depinde de la ce ne referim. Da, sunt mulți bani sau sunt puțini bani. Sunt mulți bani pentru ce servicii medicale asigură spitalul Urziceni. Și chiar cred că Ministerul Sănătății probabil că va face acest lucru, să facă o analiză ce contract cu Casa de Sănătate și chiar Casa de Sănătate ar trebui să facă o analiză. Care este contractul pe care îl are acest spital Casa de Sănătate și care este calitatea serviciilor? Și într-adevăr, Casa de Sănătate, știți, ea ar trebui să fie reprezentantul nostru. Iar ea nu este reprezentantul pentru pacientului. Ea trebuie să ne protejeze drepturile noastre, ale pacienților și în relația cu spitalele să fie exigentă, așa cum se întâmplă cu casele de sănătate din țările din vestul Europei. Și noi ca pacienții în momentul ăsta nu suntem protejați, pentru că casa de sănătate nu se comportă ca un agent al nostru.
Casa de sănătate, atunci când semnează un contract cu un spital, cu un furnizor, trebuie să se comporte ca atare și să verifice care sunt serviciile, care e calitatea serviciilor. Sunt convinsă că spitalul Urziceni, acum îmi exprim o convingere personală, n-am nicio dovadă, dar cred că dacă se face o analiză, se va dovedi că cei 6 milioane de euro sunt risipiți și nu sunt folosiți așa cum trebuie, astfel încât pacienții din Urziceni să beneficieze de niște servicii de calitate. Haideți să o întrebăm pe doamna Maria Elena Radu, care a fost asistentă, a muncit calitatea dânsei de asistentă în spital. Sunt foarte curios, pentru că spunea și doamna Oana Gheorghiu despre faptul că spitalul, mai bine să-l închidem decât să cauzeze moartea sau astfel de situații, dar am văzut acele imagini și am văzut că nimeni din spital, nu era nicio asistentă, nu era niciun medic care să iasă din spital și să ajute, să asiste la naștere, au fost doar cei de pe ambulanță. Acum, dumneavoastră că ați lucrat acolo pe vremuri, ce fac medicii și asistentele? Câți medici, câte asistente sunt pe noapte în spital și ce fac ei? Să știți că în spitalul Urziceni lucrează oameni deosebiți și oameni deosebiți, profesioniști adevărați, oameni de foarte bună calitate, oameni care au asigurat de-a lungul timpului, și nu vorbesc de un an, de doi, vorbesc de zeci de ani, au asigurat servicii medicale de înaltă clasă, oamenilor de aici din zonă, la un nivel înalt pentru spitalul Urziceni, chiar se făceau intervenții. În ultimii ani s-a degradat calitatea umană, calitatea serviciilor medicale. Dar acolo sunt și oameni minunați. Câți oameni sunt pe noapte în spitalul din Urziceni, asistenți și medici? Să știți că eu sunt plecată de ceva vreme și eu informații oficiale. Câți erau pe vremea dumneavoastră? Pe vremea mea erau în camera de gardă o asistentă pe chirurgie, o asistentă pe interne, o asistentă pe pediatrie. Trei, da? Trei asistente? Da, în CPU. Este un CPU care are aceste trei. Și medici? Pe fiecare secție în funcție de... Medici erau un medic de chirurgie sau de ginecologie după caz, nu există linie completă și nu a existat niciodată linie completă de chirurgie și de ginecologie. Da, bun, pediatrie și interne. Bun, știm de la doamna manager că sunt în jur de 24 de medici acum în spital. Dumneavoastră spuneți că e posibil să fi fost și sigur era un medic de gardă, sigur, da. Erau asistente de gardă. Unde? Sigur. Unde au fost în momentul în care femeia a născut în fața spitalului pe trotuar? Eu asta am întrebat, asta întreb și asta mă întreb. Cât să fii de inuman, să te uiți ce au făcut, s-au uitat pe geam, s-au întors cu spatele, nu înțeleg. Era forfotă, ies măcar de curiozitatea românului, ies să văd ce se întâmplă în curte, că e gălăgie. Cum să nu ieși? Știi că ai o gravidă în travaliu pe care... nu o mai vezi în jurul tău, poate că a plecat, a ieșit pe lângă tine. Mă duc să văd unde e, ce face. Eu răspund de viața ei. Cum să mă întorc cu spatele, să mă fac că nu mai văd? Eu asta nu înțeleg. De ce s-a degradat așa calitatea umană la acel spital? Pentru că eu cunosc acel spital. Eu nu cunosc doctorii tineri care au venit, doctorii noi care au venit. Nu știu să vă spun foarte multe, atât că am semnale de la pacienți și oamenii care se adresează spitalului și sunt foarte nemulțumiți. Chiar am inițiat anul trecut în Consiliu o cerere către domnul primar și către domnii consilieri. Ele am dat niște înregistrări și niște filmulețe venite din partea unei paciente. Cum se adresa medicul de gardă unei bătrâne? Nu pot să vă redau, îmi pare foarte rău. Mai spuneți-mi... E sub demnitatea umană. Spuneți-mi în felul următor. De ce s-a ajuns aici? Da. Ați fi de acord să fie închis spitalul luând în considerare ceea ce spuneți și dumneavoastră, că s-a ajuns aici? Nu.
Eu nu sunt de acord să se închidă acest spital. Eu vreau ca acest spital să funcționeze, vreau să funcționeze bine, vreau ca oamenii de aici, din această comunitate, să știți că nu este o comunitate bogată, pricopsită, care să-și permită să plece la 65 de kilometri unde este prima maternitate. Nu-și permit să mulți dintre ei să nască la privat. Vor să nască și să se trateze în orașul lor. Și dacă spitalul nu le oferă trebuie tratament... Trebuie să îmbunătățim, nu să distrugem, nu să închidem. Trebuie să îmbunătățim, să găsim soluții, că de-aia sunt manageri. Da. Să găsească soluții la probleme. Doamna Radu, un bărbat a murit, avea 32 de ani după ce s-a adresat la acest spital. O femeie a supraviețuit, din fericire ne bucurăm și pentru faptul că a adus pe lume un copil sănătos, dar în niște condiții greu de imaginat. Și dumneavoastră spuneți că spitalul trebuie să rămână în... Spitalul trebuie să se reformeze și să reinventeze. Are resurse umane. Există și oameni buni acolo și oameni dedicați meseriei. Nu putem să-i băgăm pe toți în aceeași oală. Ați ascultat discuția de dinainte de pauză, vorbeam despre faptul dacă merită sau nu închise aceste spitale care consumă destul de mulți bani, 6 milioane de euro, de exemplu, spitalul din Urziceni. Este o sumă considerabilă, luând în considerare faptul că am văzut ce servicii oferă, te întreb dacă merită să existe acest spital și de aceea vă întreb direct, merită să existe acest spital și alte spitale? Înainte de a vă răspunde, vreau să vă spun un lucru. Ceea ce avem noi astăzi, sistemul medical românesc, spitale din România de astăzi, sunt construite înainte de 90, când România avea o populație de 22 de milioane de locuitori, se afla într-un boom industrial și aceste spitale au fost construite, adaptate la acele timpuri. Ce avem astăzi e puțin diferit sau complet diferit. Avem o altă populație. A scăzut populația României la 19 milioane și avem o populație predominant bătrână, peste 60 de ani. Deci trebuie cumva sistemul medical să se adapteze la această nouă realitate. Dacă spitalul trebuie închis, nu închis. Deci s-a încercat, cred că în 2011, închiderea unor spitale pe aceeași considerente, foarte corecte, de altfel. Inclusiv spitalul din Urziceni a fost pe acea listă, domnule președinte. Nu trebuie să închidem, pentru că vă pot spune cu siguranță că spitalul din Urziceni este principalul angajator. Poate multe persoane importante din spital au soțiile care lucrează acolo. Deci nu trebuie, va fi o rezistență fantastică, nu poți să închizi un astfel de spital. Dar în schimb să-l transformi, să nu mai fie spital, să fie spitalizare de zi. Sau o altă formă, să reinventăm, cum spunea foarte bine doamna consilier, să reinventăm această unitate sanitară pe care, haideți să nu mă numim spital, pentru că nu este un spital, nu oferă servicii medicale de calitate a unui spital. Dar ar putea să fie foarte bine un centru de urgență, un centru de permanență care să rezolve problemele urgente și, bineînțeles, cele care sunt complexe să fie trimise mai departe într-un spital de rang superior. Deci închiderea nu are o penetranță bună în populație și cred că trebuie evitat acest cuvânt din toate punctele de vedere. Da, în același... legat de finanțare, da. Că și aici doamna Gheorghiu a atins foarte, foarte corect acest subiect, 43% din bugetul de sănătate merge spre spitale. Este foarte mult, inclusiv peste aceste spitale. Iar acele spitale care își fac treaba, acele spitale mari, de urgență, spitale județene, care au nevoie de finanțare, de fapt nu sunt finanțate. Pentru că noi împărțim același buget cu spitalele de rang inferior, care, din nefericire, nu își fac treaba. Pun o perfuzie unui pacient pe care este trimis mai departe, este transferat. Ei își încasează banii de la Casa Națională și pe DRG, după care pacientul este trimis mai departe să fie rezolvat. Cam asta este ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Da. Și vreau să vă spun că avem în legătură telefonică directă cu noi
Pe managerul unui spital de gradul 4, un spital mic din țară, dintr-un este vorba de Spitalul Orășenesc Hârlău din județul Iași. Doamna Liliana Lungu, managerul acestui spital, este alături de noi. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Doamna Lungu, noi știm în acest moment că dumneavoastră activați cu 68% din personal. Asta este o informație surprinzătoare, dar știu că ține de realitatea sistemului sanitar din România. Până a discutat despre asta, vreau să vă întreb în felul următor. Ce părere aveți despre ce s-a întâmplat la Urziceni, unde ei se plâng la fel de faptul că au puțini medici? La dumneavoastră s-ar putea repeta o asemenea situație? Ce ziceți? Eu înclin să cred că nu. Nu e posibil să întâmple. Avem specialitățile de bază acoperite. Nu pot să gândesc că am avea o asemenea situație. Dar, într-adevăr, ne confruntăm cu lipsă de personal medical superior. După cum v-am spus, n-ar mai trebui încă cel puțin 6 specialiști în structura de ambulatoriu și pentru spital. Ce credeți că s-a întâmplat la spitalul din Urziceni? Ce părere aveți despre ce s-a întâmplat acolo în momentul în care ați văzut imaginile? Care a fost reacția dumneavoastră? Am fost oripilată, evident, dar cred că este un șir întreg de întâmplări nefaste. Cred că totul pleacă de la monitorizarea gravidei, de la implicarea serviciilor sociale. Am înțeles că totuși era cu niște probleme mai mari de sănătate. Era un caz deosebit, ar fi trebuit să fie în atenția asistentului social, a medicului de familie. Nu trebuia să ajungă fix în ușa spitalului în condițiile în care a ajuns. Bun, și când ajunge în ușa spitalului în condițiile în care a ajuns, ce se întâmplă? Este lăsată să nască pe trotuar? Este foarte greu să dai un verdict necunoscând toate datele problemei. Este un pic trist ce s-a întâmplat. E o pată pe o altă pată pe obrazul sistemului de sănătate. Dumneavoastră, nu știu dacă ați ascultat discuția din studio, vorbeam despre faptul că există aceste probleme cu spitalele mici de gradul 4 din țară și că o soluție ar fi, știu dacă închiderea, o să mă feresc deja de acest cuvânt, dar transformarea într-un centru de urgență, într-un centru de permanență. Dumneavoastră, ce ziceți? Spitalul dumneavoastră s-ar putea transforma ca să, nu știu, să nu mai consume fonduri de la buget și să rezolve, dintr-o dată, problema cu angajarea medicilor? Toate spitalele pot lua în calcul transformări, pentru că structurile pe care funcționăm sunt gândite de foarte mult timp în urmă. Știi? Toate lucrurile sunt într-o continuă transformare. Oricând poți lua în calcul să renunți la o secție care nu e rentabilă și să faci altceva în locul ei. Cred că adaptabilitatea ar trebui să o luăm la modul serios în calcul pentru multe spitale din România. Dar și spitalele mici, ca spitalul Orășenesc Hârlău, sunt necesare. Pentru că dacă tot ce înseamnă pacient care se prezintă ar ajunge într-un centru universitar, vă imaginați ce ar fi acolo? Da. În același timp, în discuția cu dumneavoastră, îmi spuneați că încercați în disperare să angajați medici și efectiv nu reușiți. Ce măsuri luați? Ce măsuri disperate luați pentru a găsi medici pentru spitalul dumneavoastră? Folosim tot ce înseamnă posibilități, îi contactezi, îi cauți, dai anunțuri. Tot ce ești omenește, se face. Ai nevoie de oameni, pentru că dacă nu ai medici, nu poți să existi. Nu poți să ai servicii fără medici. În același timp, aș vrea să vă întreb dacă aveți vreo soluție pentru lipsa de medici. Spuneați ceva despre o soluție care ar implica rezidenții și un contract cu rezidenții. Care ar fi această soluție? Discuția e spinoasă vis-a-vis de rezidenți, dar un rezident, ești bucuros că dorește să facă rezidențiat pentru postul scos de spital la
postul dat liber de spital, dar te trezești că la finele rezidențiatului îți spune la revedere. Nu știu în ce măsură suntem, putem susține creierile pentru Franța, pentru Germania, pentru toate țările care sunt mult mai bogate decât suntem noi. Ar fi de dorit ca în momentul în care un medic ia rezidențiat pe post, să putem încheia cu el un contract ferm, ca măcar 5 ani de zile, să lucreze în spital. Că atunci n-ar mai fi problemele atât de acute ca acum. Într-un sens, să fie obligați să stea în spital pentru 5 ani, altfel să plătească pentru studii. Am înțeles ce spuneți, doamna Lungu. Aș vrea să-l întreb pe domnul președinte al Colegiului Medicilor. E posibilă în România o asemenea soluție pentru medicii rezidenți? Ce credeți? O să vă răspund imediat, dar vreau să apreciez ceea ce a spus doamna manager, adaptarea la situație și deschiderea domniei sale spre adaptare. Cred că acest lucru ar trebui să se întâmple, să fie în mintea oricărui manager. Legat de răspunsul la întrebare, să știți că acest lucru se întâmplă. Probabil doamna manager știe, un rezident pe post are un contract. Numai că el pleacă la final, pentru că și spitalele, când dau în judecată rezidentul respectiv, pierd acest proces. Sunt cazuri care sunt consacrate. De ce? Pentru că nu pot cere banii înapoi, pentru că rezidentul a muncit într-un centru universitar, a muncit pentru acei bani. Deci, sigur, este o modalitate, rezidenția pe post cu un contract bine făcut, dar nu la modul actual, pentru că rezidențiatul pe post, pe modelul actual, este un eșec total. Bun, și care ar fi soluția atunci? Să se facă un contract mai bun? Sau, pentru că, de exemplu, doamna Lungu dădea exemple unor angajați la stat, să zicem, în penitenciare, în poliție, în armată, care sunt obligați să presteze un anumit număr de ani într-o instituție a statului după ce au fost învățați de alte instituții ale statului. Da, poate un contract mai bun, dar oricum modalitatea actuală în care se desfășoară acest program de rezidenția pe post nu rezolvă problema. Da. Cu certitudine. Mulțumesc foarte mult, doamna Ana Gheorgheu. Cum ar putea să fie rezolvată această problemă? Dumneavoastră călătoriți, vedeți ce se întâmplă în spitalele din alte state, vedem și, într-adevăr, e clar că asta se întâmplă, un exod masiv de medici din România în vestul Europei. Nu putem să nici să-i condamnăm pe acei medici, pentru că situația din spitalele din România este jalnică, o vedem cu toții. Dar ce e de făcut? E o problemă sistemică, e o problemă umană. Oamenii nu pot să fie obligați să stea într-un loc dacă ei nu-și doresc să facă acest lucru. Și acum, sincer, gândindu-ne la cum sunt dezvoltate orașele noastre, o familie tânără de medici ce perspective are într-un oraș mic de cultură? Adică e cât primarii sunt dezinteresați, cât nimic nu se întâmplă la nivel de educație, de cultură, adică vorbim de un întreg ecosistem și nu putem să condamnăm pe nimeni. Nu face nimeni medicină ca să fie condamnat să stea într-un loc în care nu se simte bine. Eu înțeleg și problemele din provincie se vor agrava din ce în ce mai mult. De aceea, așa cum spune și domnul profesor Coriu și doamna manager, e nevoie să gândim un sistem diferit, e nevoie să transformăm aceste spitale în niște centre serioase de primiri ale pacienților și probabil sunt mulți pacienți care pot să fie tratați în aceste centre și mulți pacienți care vor putea să fie apoi transferați în centre universitare sau în spitale de rang înalt. Dar pentru asta, cum ziceam, e nevoie de asumare politică, pentru că noi ca ONG putem să vorbim și să facem propuneri și să facem sugestii, domnul profesor la Colegiul Medicilor de asemenea, dar aici e nevoie de zona politică, iar zona politică, din păcate, nu este cea mai deschisă la a face schimbări, într-adevăr, din temelie, pentru că probabil vin alegerile și e greu. Da, aș vrea să mai vorbim despre un subiect care are legătură cu finanțarea sistemului de sănătate din România, și anume cu impozitele noastre. Coaliția încearcă să modifice impozitele și știu că inclusiv
ONG-urile ar putea să fie afectate de acest draft al unui unor modificări. Unor modificări, da. În ce măsură vă afectează pe dumneavoastră aceste modificări fiscale? Într-o măsură foarte mare. În primul rând, coaliția încearcă să-și acopere un deficit bugetar foarte mare, făcut prin, știm noi, produs de diferite cauze, în cea mai mare parte de haos, de dezinteres, de pensii speciale și de alte găuri în buget. Și nu mică ne-a fost surprinderea când am citit în acest draft de 60 de pagini că s-au gândit să recupereze o parte din acest deficit luând banii ONG-urilor. Trebuie să spun că legea sponsorizării, cea care funcționează de aproape 20 de ani în România, este o lege pe care a dat-o în mod paradoxal PSD-ul și probabil că este una dintre cele mai bune măsuri pe care acest partid a luat-o vreodată, și că această lege a făcut ca România să crească. Dacă este ceva ce a mers bine în ultimii 20 de ani în țara asta, este societatea civilă și zona ONG-urilor. Și ne uităm astăzi că ONG-urile salvează bătrâni din azile, că ONG-urile construiesc spitale, renovează spitale, că ONG-urile au grijă de copiii care nu sunt hrăniți și sunt neîngrijiți, că ONG-urile au fost cele care în prima lună de pandemie au susținut spitale din România atunci când autoritățile nu știau exact încotro să o apuce. Și tocmai la acești bani s-a gândit coaliția să se ducă. Acest draft scoate cu totul, schimbă cu totul paradigma și regimul fiscal al sponsorizării. Practic, sponsorizarea nu mai este o cheltuială deductibilă din impozitul pe profit, ci este o cheltuială deductibilă. Practic, compania dă din banii, doar din banii ei, exclusiv din banii ei. Și adică poate... este și impozitată, nu știu, nu. Devine cheltuială deductibilă și își poate deduce cu 300%. E destul de neclară acest 300%. Calculele noastre spun că în momentul în care o firmă vrea să sponsorizeze un ONG cu 100 de euro, cel puțin 40 spre 50 de euro vor veni din banii proprii, un efort al companiei. Și acest lucru poate că... Și știți, noi lucrăm de 20 de ani să educăm, să convingem companiile că pot să facă sponsorizări, că este simplu, că banii ăștia sunt cheltuiți... Un ONG cheltuie de 6 ori mai eficient fondurile decât statul. Au fost studii făcute pe această temă. La un leu pe care un ONG îl cheltuie pentru un spital, să zicem că vorbim așa, să zicem, statul cheltuie pentru același lucru 6 lei. 6 lei. Când ne gândim total și cu toți banii pe care îți plătiți pe salarii, pe cheltuielile bugetare, dacă ne uităm la fondurile pe care le gestionează ONG-urile și la fondurile pe care le gestionează statul și facem o analiză, acest lucru reiese. Deci, dincolo de acest, de faptul că va fi greu să mai obținem acești bani din sponsorizări, va fi greu să mai convingem firmele din nou și contabilii să schimbe deja modalitatea cu care s-au obișnuit de atâția ani, prin care o sponsorizare era facilă, era ușor de înregistrat în contabilitate, era clară pentru toată lumea. De ce ați înțeles, v-a informat, v-a contactat cineva să vă consulte în vreun fel? Pentru că, până la urmă, vă afectează direct. Nu ne-a contactat nimeni și noi sperăm că e un draft din ăsta aruncat în piață ca să ne vadă reacția, dar îi asigurăm pe guvernanții noștri că nu vom sta cu mâinile în sân. Afectează în vreun fel și spitalele, pentru că și ele beneficiază de donații. Da, afectează în foarte mare măsură spitalele, pentru că vă spun un lucru, Spitalul Piatra Neamț, județul Neamț, are astăzi terapie intensivă pentru că noi am făcut imediat ce a ars terapia intensivă și încă funcționează în acel spital al nostru. Și sunt multe spitale din România care se bazează pe ONG-uri, care au dotări de la ONG-uri. Noi suntem un suport, noi întotdeauna venim alături și de medici și de spitale din România și nu doar noi, sunt ONG-uri în toate zonele, în zona de bătrâni, în zona de copii abandonați. ONG-urile fac treabă în țara asta și de obicei fac treabă în locul statului. Și ce s-a gândit statul? Ne cam deranjează aceste ONG-uri, că ne arată neputința și ne arată risipul
risipa pe care o facem și hai să le luăm banii, dar nu ne vom lăsa. Adică chiar ne dorim o discuție foarte serioasă și sper să fie doar o testare, că am mai văzut lucruri de genul ăsta. Aș vrea să-l întreb și pe domnul președinte al Colegiului Medicilor. Vreau să dau seama dacă dumneavoastră, domnule profesor Coriu, aveți vreo reacție în legătură cu această politică fiscală de data asta statului. Vedem una care nu este predictibilă. Ne trezim că spitale, ONG-uri nu mai pot primi bani așa cum erau obișnuiți sau obișnuite să primească bani din donații de la diferite companii. Deci aici trebuie să vă spun că sunt într-un conflict de interese și anume, întâi de toate sprijin cu totul ceea ce a spus Oana Gheorghiu. Sunt în conflict de interese pentru că Asociația Dăruiește Viața ne-a ajutat pe foarte, foarte mult. Eu lucrez în Institutul Clinic Fundeni, secția de transplant medular a fost refăcută de Asociația Dăruiește Viața, un laborator ultramodern de aproape, de peste 500 de mii de euro a fost construit de Dăruiește Viața și multe, multe alte ajutoare în care am primit ajutor de la Dăruiește Viața. Și acum, iată, construiesc un spital. Deci, din punctul nostru de vedere, punctul meu de vedere, societatea civilă este extrem de importantă. Eu am avut șansa să lucrez în Statele Unite câțiva ani. Acolo societatea civilă e consolidată, foarte consolidată și este cea care realizează sănătatea democrației. În România, de câțiva ani, de când societatea civilă s-a dezvoltat, constatăm cu toții că acest lucru se întâmplă și în România. Poate n-am ajuns la performanța din Statele Unite, dar suntem pe un drum bun datorită unei societăți civile din ce în ce mai puternice. Iar la ceea ce se referă Oana Gheorghiu, sunt complet de acord. Ele oferă și un model prin care pot construi, pot ajuta în mod real sănătatea românească, spitale românești. Și am dat exemplu spitalului meu, dar putem și vorbi despre spitalul universitar, despre spitalul de copii din domnule profesor, din pentru că mai avem un minut și vreau să vă întreb și atunci, statul de ce face asta? De ce nu ajută societatea civilă, ci mai mult o încurcă prin aceste schimbări ale regimului fiscal? Din păcate nu sunt în măsură să vă răspund la această întrebare. Eu sper, exact cum a spus și Ioana, să fie numai un fake news, să fie numai o încercare. Așa sper să fie.